face pe vlogul lui Dana. Lui Dana criminală, uitați, și am pregătit de mâncare, legume, ca la pușcărie. Și orez ca la pușcărie, arată-i. Iarăși ce mâncam la pușcărie, prieten. Cum ceva? Mau. Mau, nu. Tau, mau, nu, mau, nu, mau, mau. Nu, nu, mau. Ba mau, așa, mă. Ba nu. Ba da. Ia vine aici, tache. Vine aici. Hai. Că aici e problema că... Op. Ușor. Vezi? Încet, încet, nu, încet. Nu-i problemă. Pintea! Op, aici acum? Da, nu-i problemă. Aici atace. Da? Unde e tica aia acolo? Uite, acolo scoate. Hai. Dar să vedem ce vrei, mai mare, mai mică? Ia, o tica e mai mare. Poate. Mai... E tot... Da, o tica e mai mare. Da? Ia, uite. Pornim focul, da? Da, pornim focul la aragaz și punem ulei. Am pus atâta ulei, prieten. Da? Da, da, nimic. Lucrăm cu linguri de lemn, da? Zau. O lingură de lemn? Uite aici. Lucrăm cu lingură de lemn, cum a învățat. Cum a învățat Mao. Mao de la Jilava. De la pușcărie. M-a învățat pe mine să... Unde pui și o pălărie asta, luat de energie? Uite, acolo, acolo. Acolo. O pun aici. Hai, pentru băieții cu părăria, luat de energie. Sos, Costi? Da. Ai sos ceva? Da. Ia ta, că vin o cățica să punem, uitați. Ia. Am și sos, dar nu știu la ce te referați. Uitați, prieteni. La bulion, cred, nu? Da. Nu la bulion, adică sos... Sau sos de roșii? Nu, sos așa ceva ai. De soia sau de... Da, uite la mici, frate. Vă-ți da. Ia ce vrei. Oooo, bravo! Nu e zi, ia uite câte avem. O grămadă. Acru dulce ai? Ăsta e aromă cu vanilie. Ăsta e ulei de măsline. Ăsta este... Păi de ce nu mi-ai zis? Ăsta din Turcia, specialul ăla. Și de ce, de ce nu mi-ai zis că ai ulei de măsline? Nu că... mi-ai întrebat. Că mergea o treabă beton aici. Data viitoare. Acum nu. Ce faci acum? Da. Știi? Păi vreau să le arăt rețeta. Modelul cu ulei de proastră, dar să te rețeta. Da. Rețeta vreau să le arăt la prieteni, la tovarăși. Da. Hai că o să vărt uleiul ăsta. Hai să mai vedem ce. Așa atache. Așteptăm să fac acum. Cât se face cheptul de puitache? Cât pe o parte, cât pe o parte. Păi las un pic până prinde culoare, dar oricum mai trebuie întors, că se lipește dacă îl lăsăm din prima. Mai lasă-l un pic, după îl întoarcem și mai întoarcem încă o dată până prinde culoare. Păi cred că a prins culoare. Nu, uite, acum abia s-a făcut așa, alb. Abia a luat un pic ulei. Mai trebuie lăsat. Păi nu, nu stă prinde, adică să fie prins. A, tu vrei să-l mai pui și acolo, da. Am înțeles. Și am crezut că doar prăjit. Nu prăjit. Am crezut că prăjit normal, cum ai face o dăbi. Da, am înțeles, dar ăsta facem acum ceva a la pușcărie. Gen stilul ăla înăbușit vrei tu. Nu, că o să trebuiască să fac și legumele. Am înțeles. Ia să vedem aici cum e, cum a ieșit. Poate să gust un pic, dar e crud. Nu, 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 nu gusta că nu. Lasă-l un pic. Mi se face rău. Da, nu e bine. Doamne, purpulițele mele, care nu prind bine. Vai da un alu, vezi două purpulițe? Stai puțin, că nu. Băieții cu pălărie, a luat de energie. Să știți că îmi place melodia aia, lua de energie, prieten, rău de tot. Uhazul, uhazul, mâncată, falentă, cum spune. O știi cum știi melodia? Nu, nu. Am vă spus, dacă vă dă la tătate. Uhazul, uhazul, mâncată, falentă, spune. Da? Da.
Iată că mai arată, să vedem așa. Să arătăm la tovarăș. Vedem cine e. O mai lăsăm un minut. Așa, mai lăsăm un minut. La prăjit așa ușor, nu? Dacă vede ai focul mai mic sau îl vede bine așa. Nu, trebuie să văd cu de văd sau undeva. Să nu aruncăm, să dai un pahar ca să mai ținem. Nu, să se face paharul, e fierbinte. Tu ne mai ce fibete. Trebuie să duc la apă. E ușor așa. Nu. Hai. E prea mult, vrei? Da. Da. Uite, asta e stata de la noi, nu? Da. E... O, cum știi, ca să iasă bun. E de mulit, mai bine un pic. Uite aici, stic. Uite, este de asta virgin. Adică pe sala rece, știi, nu e de asta de pământ. Acum ai faci leucăle și carnea? Da. Bravo. A mers ca verile. E mult sau puțin? E merge, dar ulei de măzi nu mâncăm toată lumea. Nu? Da, merge. Ulei de măzi nu măcar e sănătos. Adică măcar e sănătos. Dacă am pus aici... Dacă am pus aici, e fur, sărutoare, dorul. Unde s-a dus Dana? Dana, vedeți că dincolo, cred, nu? Dana, găsește dincolo. Da, uite, la tigaia acolo. Ce găsi, găsește la tigaia? Vedeți, prieteni, acum o să bag și legumele. Ce avem aici? Avem ardei, avem ceapă, avem morcov, usturoi. Le punem așa. Punem un ceva așa. Da. Urmează tacă aici. Ulei de vanilie. Ca să băgăm și ulei de vanilie. Au, o să ia vezi. Asta e sos de soia cu vanilie, nu? Da. Bun. Care e soia? Ăla, de amestecat. E esență de vanilie. Da. Dumnezeule, Doamne, m-au nebunit femeile astea. Ia, ce mai e Costi pe acolo? Ăsta am dat în altul, ăla de rodi. Ăsta ce? Ăla nu mai punem la fiera de vanilie. Soia, hai? Sau s-a dus? Dacă vrei, de-astea, galina, de-asta. Ce? Ăsta, cum se cheamă? Vegeta? Ca vegeta, așa. Nu, nu. Bun. O cănușă. O cănușă, ai venit? Uite aici. Oho. Bravo. Iper, vrei? Da. Uite aici, boabe? Boabe, tot. Iper, boabe. Dăm boabe, nu contează. Poftim. Așa, tache, uită-te. Cu piper, boabe, băgăm prieteni. Oia de ardei, dulce, vrei? Da. Uite aici. Da, orice, băgăm și niște piper aici. Vedeți, așa se bagă. Bravo. Deci aici? Oia de ardei, dulce. Oia de ardei, dulce. Și aici e... Ăsta, specialul. Curcuma. Ce? Curcuma. E curcuma. Da. Ăsta e specialul. Curcubau. Pentru culoare, ușor. Atât. E cumva tumericul ăla, nu? Puțin bulion, da. Ai Costi. Bulion de roșii? Da. Sau dau roșie, roșie? Ce roșie, roșie? Bulion sau roșie, nu contează. Din grădină. Dăm din grădină roșie. Și adăm și cuțitul de pe masă de acolo. Hai, așteptăm acum să se facă. Ia uite, deci bunătate. Acum uitați, prieteni, bunătate. Aoleu, Doamne. Am să gust din el, ai gustat din el? Nu. Dar am uitat orez acolo. Tache? Da. Gata, opește. Auzi? Ar trebui. Am pus și orezul în farfurii, l-am pregătit așa. Iar acum urmează puiul cu legume, cu sosul pe care îl vom pune așa peste orez și vom vedea ce a pregătit Leo aici. Nu-i problemă. Suntem la petrecere, e normal să se audă și alte voci. Da. Hai după tine, Leo. Hai. Vezi ușor la scară. Da. Hai hopa sus. Da, bun. Ia să văd cum deschid acum. Vezi ușor. Deschis.
Aia vin aici. Ia, să vedem ce e aici. Ia să vedem. Ridică ușor capacul. Cum a ieșit? Deci miroase de ia uite ce culoare a ieșit. Wow, super! De la cuptor. Dar parcă miroase vanilie. Nu? Nu miroase vanilie, Leo. Miroase foarte bine. Rusia, miroase a piper. Bună, piper. Deci păi gata, da? Deja mi este foame. Am mâncat mai devreme un gen de orez așa foarte bun, făcut de Nașa Mirela. Și cu carne de căprioară cu sos. Deci vedeți, prieteni, ce am pregătit eu lui Dana. Dar eu nu am mâncat decât orezul și cu salată de roșii. Carnea de căprioară deci n-am mâncat. Deci am mai pregătit astăzi, am pregătit cârnații dimineața. Și acum, bine, Nina a mâncat din ei. Eu n-am mâncat decât poronez. Ciorbă acum. Dar acum la... va mânca. La Nașa. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, Dana. O să iau puțin să gust. O să vezi să nu te ardă. Dar să știi că mai trebuie, carnea nu se vede făcută, mai trebuie lăsată. Mamă, carne de pui și se face foarte repede. Da. Mai trebuie lăsată așa, să n-am pușat. Mamă, Doamne. Deja mi-e foame, Leo. De ce gust are bestial? Cred. Da, dar știi ce vreau? Murătur nu are, că uite, am simțit miros de ceva. Păi murătur nu merge, orez cu... Păi știu, știu, dar vreau eu acum să mănânc Costi. O murătură, că mi-a venit poftă așa. Costi, hai, hai vino cu acel. Costi! Zi să ne dea și nouă o murătură. O, băiatul cu pălăria a luat din energie. Băiatul cu pălăria a luat din energie. Pe băiatul nașilor, pe Nicola. Costi. Ai murături ceva pe aici? Nu cred că s-au făcut. S-au bună! Bună, frumosul meu. Ce faci? Uite bine tu. Nu uitam de asta, pentru că pe pălăria lui că sughi rău de tot. Da, mami. Sughis, da. Cred că te-a luat frigul, nu? Da, da, la frig. Da. Cine mă arca o cocaie? Cine mă arca asta? Bravo! Băieții cocaie! La doamne zi cocaie! A, am creșit asta, vezi, e altă, am mulături. Da, dă-mi da, și mie unul, Costi, te rog. Merge. Costi, da. Leo, spune cocaie lui David. Da, și Nicolas deja gata, a înregistrat. Ne merge spara acolo, Costi, nu problemă. Leo, tu ce vrei acum? Aștept să se facă mama, sosul? Mâncare, să se facă sosul. Și am mai mâncat aici un orez cu lapte și cu scorțișoara așa pe deasupra, delicios. Chiar aveam poftă, Leo, de ceva cu lapte. Vroiam să cumpăr niște tăiței, ceva, să-i fac cu lapte. Da, un plasul meu mic, da, merge. Să pui 2-3 castraveți în el. Uitați de tare, acum ai bunul pe la da. Băgați de noi? O, băgați la gheață. Da, nu știu de să vă strici. Am înțeles. Murați afară? Și pune un pic la desărat. Trei. Cine i-a făcut Costi? Mirela. Cine vrea să-i facă? Mă gândeam că poate tu. Nu pot da aia, frate. Îți lucrăm cu asta, că așa am apă cu osmoză. Uite aici. Ce cu osmoză, că nu înțeleg? Instalație. Păi nu știu ce poate să aibă omoză. Ce e omoză? Osmoză e un fenomen fizic. Păi eu nu știu. Tratează apă. Domnul inginer, ce vrei să mă vezi și pe mine acum? Da. Am înțeles. Doamna ta, și-a instalat? Nu. Omoză. Osmoză? Osmoză. Nu. Noi mâncăm și așa, mai bio? E bio. Nu e bio. Apa de la cișmea nu prea e bio. Așa e. Apa de la cișmea are și impurități. Hai să-i tai cu Dana. Ia Leo, să mai vedem ce se mai întâmplă aici. A, ce să mai desărăm, Costi? Eu vreau așa. Trebuie să sărați un pic, dar nu stați nimic. Vă fac așa? O poftă teribilă. E un gust, că Leo nu are sare prea mult în castravetele. Da, să mă sarești, nu sunt murați. Hai Leo, tăiem o bucățică, că nu mai am răbdare. Așa vreau, dintr-o asta. A, deci mi-a venit o poftă teribilă. Așa vreau, Leo. E așa mai mare. Mai mare, păi da. Și eu tot de asta. Lasă, hai ia-ți o bucățică mică. Să sărați rău? Nu. Delicioși, roacă. Păi sunt castraveți la sare. Hai să mai pun un pic, da. Leo, tu să nu mai mănânci, că...
Cam sare și da, pentru leu nu sunt ok. Dacă îi țiu un pic la un apă, sunt perfect. Mai durează acolo leu? Cred că mai durează un pic, că trebuie să se mai facă pui. Nu prea e așa o ok. A trebuit să duci un pic de zoapă, marfurie, să tai, să vezi? Trebuie să tai acolo. Da. Ia vedeți, prieteni, am făcut o mare bunăciune de mâncare. Asta e rețeta ta. Asta e de la apă. Rețeta lui proprie. Nu ai gheață, nu? Gheață nu. Dar un par de vin mai ai? Da, rece. Dar nu pentru tine, Leo. Nu, doar să vedem așa cum este. Da, îți spun, să vezi cum arată pe masă. Noroc. Dai noroc cu... invitații și atât. Dar de ce? Îți face rău vinul ție, Leo? Nu are voie, Costi, că ia multe medicamente și... medicamente, da. În combinație cu alcoolul... fără apă, Leo. Nu sunt ok. Nu ai pune de apă să vărsăm. Mai lasă-i așa un pic pe masă, Costi, până facem... da, în apă? Sosul. Da, ca să mai le scoată un pic sarea. Ia vezi ușor, Leo, stai și țin. E problema cu scara aceasta, că e un pic mai înaltă. Băieții cu pălăria a luat de energie. Ia uitați ce v-am adus, băieții cu pălăria. Și uitați ce frumusețe avem aici. Dă-mă, mică, dă frumosul lui mami, dragostea lui mami, știu. Da, Ricky? Auzi, Mirela, dar nu e frig lui Ricky? Mirela, nu e frig lui Ricky? Parcă mi se pare că e frig lui Ricky. Nu-l faci la căldurică? Nu vrea să fac eu. Nu vrea că are musafir. Nu, stai liniștită. Aici avem palmier. Doi banani. Banani, da? Costi. Doi. Aici avem un dafin. Și aici ce este, Costi? Uite fluturașul. Aici ce este, Costi? E ceva anume? Nu mai este Costi aici să-mi spună. Momentan. Și o broscuță drăguță. Da, Mirela, trebuie să-l înveți și pe Nicolas. Acum așa. Hai, Nico. Hai, cântă. Haide, Leo, mi-e foame, Nico. Dar orez, cred că n-ar trebui să spunem asta, nu trebuie să lăsească. Dar oricum e sosul, trebuie să spun carne. Costi, ia-o, gata, hai. Da. Să-i fac cu tănu, tata. Stache, dă-i drumul la filmarea mea. Să-i fac cu tănu, tata. Ca să vedem cum arată. Și așteptăm cărnița de pui cu sosul, să punem peste orez și să servim. Să-i fac cu tănu, tata. Nu te mai duce la treaptă acolo. Foarte bine, Nicolas, frumos. Alo, domnule,
Ia-le, o, hai că se răcește și sosul. Lasă să-l punem aici. A, cum deliciu, repede peste orez. Alo, domnule, stai cu Leo, ca să țină telefonul. Alo, domnule, suntem de la BCR, vrem și noi justificare pentru sula asta. Acum, David, se exersează cunoștințele. Acum nu mai auzim cum zice. Alo, domnule, Hai, Leo. Vă place? Da. E bune cum arată și cum miroase. Foarte bine, dar pune mai repede că mi-este foame. Costi, te rog, mai mergi și un ardei, uite. Leo, ne-a pus... Da, un ardei, uite, dar... Uite, Dana. Mai mi-a adus la ciocolată. Uite, Dana, dar trebuia să fii pus ardei, uite, vezi că nu te-ai gândit în el. Nu m-am gândit. Dar poate nu mănâncă toată lumea, lasă-mă bine. Nu mai faci așa, David. Toate măcile de soare, toate deșeuri, anunțele de soare. Ia să vedem. Nicola, gata, mami, bravo, a cântat foarte frumos. Hai să-mi prezint și o mâncare. Ia să vedem aici ce avem, bunătăți. Aoleu, am dat pe masă. Am dat pentru că nu văd. Da, mersi, Elena. E problema că nu, bogăție, nu văd. Bogăție. Eu nu văd cu ochiul totuși, prieteni. Deși mi-ai casat de gura, te rog. Piper măcinat, abusește-mi aici când am mâncat orezul celălalt. Ba da, mersi, scuze-mi. Păi și eu, uite, Costi, nu vezi? Costi, dă-le puțin biser, dacă... Ce-a zis, nu suntem la unison, avem Leo. Da? Pero y va a demasiado.